Mulți mei dragi, după cum știți, că prima dată în viața a doua oară am încurcat data omageatului cu o lună înainte. Am venit, trebuie azi, 21 ianuarie, dar am fost 21 decembrie chiar în sat și zic că nu am pe 21 ianuarie, haină băi acasă. Ivan Popescu, aniversarea 35 de ani, rămic cadou din partea cu credeți, din partea soției și din partea întregii familii. Și să le vedem reacția. Doamne ajută! Poftim! Adică, la care spunem bună seara și bine ați venit, să vă spunem mari și special pentru oaspeții noștri dragi. Hai, plume! O țară întreiască! Neamul vostru, toată lumea, la mulți ani trebuie să spun aplauze pentru domnul Ioși. Așa, eu nu am nici cu mâna goală, noi venim foarte departe, numai să reușim aici. Dar mai întâi vreau să te întreb. Din partea cum credeți că vine așa cadou mic? De simplu. Intuiția trece smută. Nu, dar plus minus, cine ține de tine partea? Soția. Sugar? Familia. Așa. Un aplauz, dragi voi, de mai familia. Așa. Mi-aduc aminte de mult. A fost copil năcăjit. A fost copil de lăsat. Și-am lucrat la păcat. Mi-aduc aminte de mult. A fost copil năcăjit. Am fost copil de lăsat și-am lucrat la bogat. Nu contează cine sunt, eu tot colicul rămânit. N-am să uit cine am fost și pe cap plecă de jos împreună. Cinci am fost în grija mamei, ne-a crescut, ne-a legănat. Tata că păsărea toamna s-a dus și ne-a lepătat. Greu a fost mămiștiu mine, până ne-a ridicat pe toți. Nu s-a jăluit la nimeni și nici n-a cerșit la porți. A avut soarete naive, n-a avut de locodile, când ne petrecea la școală și ascunde la primă-n poale. Lasă, mamă, nu mai lăcrima, cinci vom crește și se-o mă ajuta, se-o mă duce bucurii fericite ca să fii. Lasă, mamă, nu mai lăcrima, cinci vom crește și se-o mă ajuta, se-o mă duce bucurii fericite. Dovățești de ani mai bine, tata pe la noi notat. Și mi-a întrebat oricine, păi numai el nu ne-a întrebat. Te-am avut căldură în case, ce-am răca și cățat. Te-am avut pâine pe masă, uite-am avut cu ciumecat.
Cât a fost urul de plai, despre case n-aflat. Cât n-aș știut de nevoi, nu-și aminte de noșă pleune. Lase mame, nu mai lecrima, ce-o crește, ce-o mă ajuta, ce-o mă duce bucurii, fericite ca să fii. Lase mame, nu mai lecrima, ce-o crește, mama, ce-o mă ajuta, ce-o mă duce bucurii, fericite. Mâna ta e mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii de-o seamă. Lângă pumul cel rotat, lângă spicul cel bocat, lângă pragul casei noastre, mame. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost. După vieții plinse în frame, dar tu ne-ai învățat un rai, tu ne-ai dăruit un plai și-am plecat cu el. Le-am colindat, le-am trecut în lung și-n lat, drumurile și acum ne cheamă. Păi tu ne-ai așteptat mereu, am venit când ne-a fost greu, ne-am găsit în cărunțile. Vreau să mulțumesc compii soției pentru surpriză. Uneva eu am intuit chestia asta. Da, stac, sunt băiat. Îi mulțumesc din suflet pentru grija care o poartă, pentru educația care le-o dă copiilor, pentru modul care ca eu chestia s-a învățat-o foarte bine. Un bărbat puternic merge în față dacă are o soție puternică în față. Eu vreau să-i mulțumesc de suflet, într-adevăr, am o soție puternică. Ia să aplaudăm, să aplaudăm, să aplaudăm, să aplaudăm, să aplaudăm. Eu sunt genul de om care nu vorbesc. Puteți că știu că femeile iubesc vorbe. Păi nu prefer faptele astea. Vreau să-i mulțumesc tuturor care v-ați adunat în seara asta. Să știți că sunteți prietenii mei dragi și care... Amin. Dacă spun, poate uneva mi se stat ca voi să fiți alături. Sunteți cei mei care. Sincer vă mulțumesc la toți că sunteți. Bravo și faci. Să-ți așa și în continuare. Life is și vă transmitem o sănătate, fericire, bucurie, la mulți ani. Să te adună să ne vedem și peste 50 de ani, 100 de ani. Vă dați să fie fericite și să sănătoși și să păcați copiii. Să-ți mai zic de bucurie. Ia un aplauz pentru toți.